Teoria sistemelor familiale interne se bazează pe teoria sistemică din terapia familiei care spune atât de frumos că atunci când un copil, de exemplu, are o problemă, are o dificultate, nu este problema copilului. Este problema întregului sistem familial, pentru că simptomatologia respectivă a apărut pentru că anumite tipare de relaționare nu erau favorabile sănătății familiei. Și Richard farți ia această teorie și o mută în spațiu psihologic interior. Uneori, aceste părți cred că au rolul de a ne proteja, sau cel puțin asta e intenția lor de, de a ne, dată, de a ne proteja, îndez, dar protejează, de fapt, copilul care a trecut printr-o experiență neplăcută. Sinele nostru este mai puternic decât am crede. În cele mai multe cărți pe care le-a scris Richard Schwartz, scrie Sine cu mașuscule, pentru că se referă la Dumnezeul din fiecare dintre noi. Poate părea ușor cucu, mai, cum ai explicat da. și puțin mai devreme, că să vorbim cu părțile noastre. Poate că unii ar privi, dacă nu sunt dornici să studieze sau nu sunt suficient de deschiși încă, ar putea părea ok. Sau n -au o educație da. în direcția asta. Ăștia sunt puțin cucu, puțin nebune, au luat o razna, da? că vorbesc cu multiplele lor personalități, e caz de psihiatrie, apuși ștampila. Ce zice, Andreea, dacă ne-am duce pe un exemplu un pic mai concret? și te-aș ruga să-ți acorzi un pic de timp uh -huh. pentru a te gândi la un conflict interior pe care l ai. Ceva actual în viața ta, ceva ce nu e neapărat o problemă majoră, dar te scrie te irită, te... o decizie pe care o ai de luat, ceva de genul ăsta. Dar putea să fie chiar ăsta conflictul interior. Eficiența energetică. Ce înseamnă pentru tine? Înseamnă alegeri inteligente pentru acasă, cu soluții pentru un consum redus de energie, ca să economisești lună de lună. Ai parte de tot confortul alături de cei dragi și faci și economii pentru pasiunile voastre. Ai energie de la soare pentru orice idee îți vine acasă, bani în plus pentru noi planuri împreună și drumuri fără emisii pentru cumpărăturile neprevăzute. Când faci economii la energie, faci mai multe pentru tine și ai tăi. Descoperă soluțiile EON pentru eficiența energetică a casei tale. EON Bun găsit, sunt Andreea Brașovean și vă spun bun venit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest nou sezon, partenerul meu de dialog este psihoterapeutul și autorul Gașpar Gheorghi, care ne va ajuta să înțelegem mai bine cum putem gestiona energia dintre noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON România. Bună, Gașpar, mă bucur să te revăd! Bună, Andreea! Ai ales o temă grea pentru asta. <laughs> Trecem direct la subiect, nu mai ocolim, dar înainte de a intra direct în pâine, vreau să te întreb: câți de gașpar există în gașpar? Mulți, 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 dacă e să privim personalitatea mea printr-o lentilă anume despre care vom vorbi astăzi, sunt multe subpersonalități în Universul meu interior. Avem personalități multiple cu toții? Dacă privim lucrurile prin această nouă teorie, care nu e atât de nouă, e din anii 80, numită Teoria Sistemelor Familiale Interne, atunci autorul Richard Schwartz spune că. E firescul ființei umane să avem personalități multiple, să fie mai multe părți în Universul nostru interior care comunică între ele, care ne transmit mesaje, care ne încurajează sau ne determină să ne implicăm în anumite comportamente și spre deosebire de psihologia clinică, acolo unde personalitățile multiple sunt considerate ca fiind o dovadă de patologie și există chiar această tulburare a personalităților multiple. În terambie sistemelor familiale interne, perspectiva e cu totul și cu totul alta. Se spune că e bine să avem mai mulți copii să, le recu să recunoaștem copiii din noi sau... Da, uh, să, să fim în contact cu, cu aceste părți. Bun, deci astăzi vorbim despre sistemele familiale interne, despre aceste personalități multiple pe care le avem în noi, despre această familie care zace Foarte în noi. bine, de a spus, fapt, Andreea, da. sinele și celelalte părți ale noastre. Eu recunosc că am citit această carte și. La nu există părțile ale Nu există da, această mm -hmm. carte, a lui Richard Schwartz. Și mi-a recomandat o prietenă care mi-a spus că i-a plăcut foarte mult, mi a spus și tu de ea și mai ales la început, până încep să înțelegi mai bine despre ce este vorba, te gândești în momentul în care vorbești despre personalități multiple, te gândești automat la un diagnostic pus. Uh, M-am gândit și la filmele pe care le-am văzut, Hide and Seek, cu Robert De Niro și Dakota Fanning, uh, la Avocatul Diavolului, cu Richard Gere, un film în care uh, are un impact puternic atunci când îl vezi. Dar iată că acest autor spune că, de fapt, toți avem mai multe personalități și aș vrea să vedem puțin despre ce vorbesc, introdune puțin în această lume a sistemelor familiale interne mm -hmm. și să vorbim puțin despre aceste metode noi. Mă rog, zici că sunt din anii 80, dar mai nou se vorbește despre exact. aceste tehnici. Exact. Richard Schwartz spune că la nivelul simțului comun este foarte înrădăcinată, foarte promovată această perspectivă monominte, care se bazează pe faptul că ar trebui să avem o singură minte și să ne încredem foarte mult într-o singură voce din universul nostru interior. Însă, în același timp, experiența lui clinică și profesională i-a arătat că atunci când lucrează cu persoane care suferă de diferite traume, de exemplu, care uh, au trecut prin experiențe de viață extrem de dificile, aceste persoane obișnuiau să pună în cuvinte faptul că există părți din Universul Interior care le îndeamnă să facă anumite lucruri și există alte părți care uh, îi uh, rețin, care le spun că nu e indicat să faci asta. Și dacă e să fim foarte sinceri, Andreea, sau eu cel puțin, dacă e să fiu sincer cu propria persoană, uh, eu rezonez foarte puternic cu această perspectivă a lui Richard Schwartz. Uite, de exemplu, dacă stau la masă. Și am mâncat. Noi am ieșit la un moment dat la prânz, am mâncat salata de varză, am mâncat supa care mi-a plăcut foarte tare și după aceea a apărut o parte din mine care mi-a zis n-ar trebui să mai mănânci desert. Pentru că dacă mănânci desert, te vei îngrășa, nu o să-ți placă de tine, nu e sănătos, consum prea mult zahăr și așa mai departe. Dar în același timp, am mai fost prezentă încă o parte care mi-a spus, ok, dar n-ai mâncat fel principal, deci ce n-ai putea să mănânci desert? Și îți place desertul, ai mâncat azi, ai muncit azi, pardon, e o zi lungă, e important să te hrănești. Și Astfel de experiențe intrapsihice în spațiu psihologic interior am putea spune că le avem cu toții, doar că fie nu le acordăm prea multă importanță, fie am, avem tendința de a asculta doar o singură voce și toate celelalte aspecte le minimizăm, le trecem cu vederea. Și aici vine teoria sistemelor familiale interne și ne încurajează să acceptăm tot acest spectacol interior. Și să pornim de la faptul că fiecare dintre aceste voci, fiecare dintre aceste părți ale noastre sunt bine intenționate și că poate la un moment dat în viață supraviețuirea noastră a depins exact de ce au făcut aceste părți. Deci, cumva, toate aceste părți se învârt în jurul sinelui, adică persoana noastră, cea cu care ne-am uh, născut, noastră, esența da. noastră, pentru că, în teorie, ne-am născut cu toate celelalte și cu celelalte părți. Deci, totul se învârte în jurul sinului nostru și. Toate aceste părți lucrează ca nouă să ne fie bine până la urmă. Lucrează nu, în favoarea sau, noastră, în favoarea toate noastră... aceste părți sunt utile, doar că la un moment dat, spune Richard Schwartz, ar putea să uh, fie atât de împovărate aceste părți cu durerile noastre sufletești, cu traumele noastre, cu nefericirea noastră și să fie blocate în anumite roluri care la un moment dat au fost absolut necesare, așa cum am spus înainte, pentru a supraviețui, pentru a merge mai departe și unele dintre părțile noastre s-ar putea să aibă mai mult spațiu, să le acordăm mai mult credit, să fie mai bine dezvoltate în comparație cu alte părți. Și asta este foarte important să conștientizăm și sugestia lui aceea ca zi de zi dacă se poate să ne îndreptăm atenția asupra propriei persoane și să ascultăm aceste părți, să le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru ca nouă să ne fie bine și măsura în care se poate să le încurajăm să poartă o conversație. Teoria sistemelor familiale interne se bazează pe teoria sistemică din terapia familiei care spune atât de frumos că atunci când un copil, de exemplu, are o problemă, are o dificultate, nu este problema copilului. Este problema întregului sistem familial, pentru că simptomatologia respectivă a apărut pentru că anumite tipare de relaționare nu erau favorabile sănătății familiei. Și Richard Schwartz ia această teorie și o mută în spațiu psihologic interior. Și exact așa cum nu e problema doar a unei singure părți, ci a dinamicii dintre părțile noastre, Exact așa cum e și în terapia de familie, iar dacă ne deschidem mintea și în această direcție, eu cred că doar lucruri bune se pot întâmpla, pentru că cumva ne eliberăm dintr-o tensiune, din această teamă că am avea o patologie psihică și putem să fim mult mai creativi. Există. Părți din tine care ți-ai dorit să dispară sau ai fost rușinat de anumite părți din Sigur. tine de lungul timpului, Sigur. în anumite contexte, situații stresante, dificile, greu de gestionat, ai simțit că parcă nu te recunosc sau nu recunoști anumite reacții din tine? Ne putem îndrepta în astfel de situații spre acele părți din noi despre care vorbeam puțin mai devreme? Sigur că da, sunt părți din mine pe care și în prezent îmi este greu să le accept. Părți pe care de regulă le critic, le judec, și acestea sunt momentele în care mă întâlnesc cu partea mea anxioasă sau momentele în care mă întâlnesc cu partea mea mai puțin curajoasă, cu lașitatea. Acestea sunt momentele în care mă întâlnesc cu partea mea care se revoltă și care poate să fie rigidă sau momentele în care mă întâlnesc cu criticul interior, care s-ar putea să mă critique pe mine, însă foarte des îi critică pe cei din jur și nu e confortabil. O foarte lungă perioadă de timp am încercat să neg aceste părți, să le reduc sonorul, să nu le ascult, să lupt cu ele și aici teoria sistemelor familiale interne, mi-a schimbat destul de radical perspectiva asupra cum anume aș putea gestiona un pic mai bine aceste părți, în așa fel încât să nu îmi fac rău. Pentru că în momentul în care respingem aceste părți, respingem ceva din noi, respingem ceva ce E, sau a fost favorabil la un moment dat vieții noastre, existenței noastre și ca și cum am luptat cu, cu, propria persoană. Și cred că toată viața e important să avem, Andrei, acest exercițiu de a conștientiza care sunt părțile noastre care se manifestă, ce intenții au aceste părți. E un exercițiu interior. Uneori, aceste părți cred că au rolul de a ne proteja, sau cel puțin asta e intenția lor de, de a ne, dată, de a ne proteja, dar protejează, de fapt, copilul care a trecut printr-o experiență neplăcută. Și noi, la 30, la 40, la 50 de ani, nu mai suntem copilul care a trecut prin acea experiență, dar ni se declanșează, practic, acele mecanisme de apărare, de protecție. Uh, și cumva ar fi bine să le depășim, pentru că uh, sunt alte situații, cu totul și cu totul alte situații. Și atunci, probabil că de multe ori, dacă, de exemplu, provii dintr-o familie în care uh, ai avut parte de scandaluri sau unul dintre părinți era agresiv, Poate că sunt situații pe care le duci în viața de adult, nu știu, te duci la o întâlnire și refuz să socializezi cu cineva, crezând că va aduce tot conflict, tot da. scandaluri și știu ce alte probleme. Așa se aplică? Și cum putem ajunge până la urmă la acea parte din noi să comunicăm cu ea, să explicăm că nu? mai suntem în acel rol și că ar trebui să gestionăm puțin diferit lucrurile. Richard Schwartz sau Dick Schwartz, așa cum îi spun colegii, consideră că încă din momentul nașterii sinele nostru, esența noastră sunt prezente. Doar că atunci când suntem micuți, atunci când nu avem încă suficient de multe abilități, suficient de multe deprinderi, experiențele noastre negative Stârnesc aceste părți, aceste mecanisme de apărare ale noastre, Andreea, și sinele nu ne poate apăra. Și pe măsură ce înaintăm în vârstă, părțile noastre sunt fer convinse că fără ele noi nu am putea supraviețui. Doar pentru că sinele nostru în copilărie a fost prea puțin evoluat sau dezvoltat, asta nu înseamnă că la vârsta de 30 de ani, vorba ta, nu avem deja un sine matur. Doar că aceste părți nu știu asta. Și părțile sunt în continuare acolo dornice să facă tot posibilul pentru a ne proteja. Și e atât de necesar și atât de util să înțelegem că aceste părți acoperă sinele nostru și cel mai indicat lucru pe care îl putem face este să le mulțumim părților pentru tot ce au făcut, să fim recunoscători pentru efortul pe care l-au depus și uneori chiar să le spunem acestor părți din universul nostru interior, spune autorul cărții, nu există părțile, să le spunem că eu sunt un bărbat de 42 de ani. Eu sunt o femeie de 30. 8. 8 de ani. Și mulțumesc frumos ție această parte pentru tot ce ai făcut, însă de aici încolo mă descurc și singuri sau singure suficient de bine. Și același lucru îl putem face și atunci când ne deranjează ceva în exterior. Se activează anumite părți ale noastre care ne protejează. Și avem tendința de a spune că, mamă, ce nu-mi place să interacționez cu Sorin. Sorin este colegul nostru cameraman. Ne place să interacționăm cu tine, Sorin. Doar de dragul exemplului, Sorin. Și merită să, să mă întreb, oare care este partea din mine care spune că nu îi place să interacționeze cu Sorin? De ce anume mă protejează această parte? Care este temerea? Care este îngrijorarea? Care este preocuparea? Că dacă nu, nu mă va proteja, ce se va întâmpla? Și știi, am discutat de multe ori și în cadrul Epic Talk, despre această oglindire și despre faptul că atunci când te deranjează ceva la o persoană, S-ar putea ca acolo să regăsești părți din tine, poate renegate, nu? Și atunci e foarte importantă această oglindire. Care sunt concluziile lui Richard Schwartz în ceea ce privește tot, această, tot acest studiu? Ceea ce ne spune el și e diferit față de multe alte teorii este că. Bunătatea de sine, acceptarea acestor părți, compasiunea de sine, curajul, claritatea, conexiunea, toate acestea sunt trăsături ale sinelui nostru și sunt acolo noi. Și este important să le scoatem la suprafață, să eliberăm, dacă vrei, Andreea, sinele. Pentru că sinele nostru este mai puternic decât am crede. În cele mai multe cărți pe care le-a scris Richard Schwartz scrie sine cu mașuscule. Pentru că se referă la Dumnezeul din fiecare dintre noi. Doar că, într-adevăr, Uneori viața poate fi atât de complicată, mai ales în copilăria noastră, încât un sine care nu s-a maturizat, va fi depășit de situație. Și atunci vin aceste uh, părți ale noastre, vin aceste apărări din Universul nostru interior care s-ar putea să fie împovărate, spune Richard Schwartz, cu o încărcătură emoțională care nu a fost descărcată. Și această încărcătură emoțională o resimțim în universul interior, o aducem și în relațiile noastre. O aducem și în interacțiunea cu copilul, cu partenerul, cu colegii, cu prietenii, cu, cu vecinii. Și este important să ajungem să ne asumăm responsabilitatea față de acest sistem de părți din uh, universul nostru interior, pentru că doar odată ce am conștientizat, părțile noastre, vom putea să ajungem un pic mai ușor la sinele nostru, la esența noastră. E foarte interesant cum a făcut toate aceste studii și rapoarte Richard Schwarz. El a stat de vorbă cu foarte mulți pacienți, clienți. Sigur. Uh, care regăseau foarte rapid aceste multiple personalități uh, și poate părea ușor cucu, mai, cum ai explicat da. și tu, puțin mai devreme, că să vorbim cu părțile noastre, poate că unii ar privi, dacă nu sunt dornici să studieze sau nu sunt suficient de deschiși încă, ar putea părea ok sau nu au o educație da. în direcția asta este uh, puțin uh, cucu, puțin uh, nebune, au luat -o razna, că vorbesc cu multiplele lor personalități uh, e caz de psihiatrie, apuși ștampila. Um, hai să vedem puțin cum a făcut aceste studii, pentru că pe mine m-a impresionat felul în care reușea să comunice cu pacienții lui, cu clienții lui, care vorbeau foarte deschis despre aceste părți din ei cu care reușea să comunice și să facă diferența între sine și uh -huh. părțile care veneau. Asta e partea care vrea să mă apere, asta e partea furioasă, care acționează în anumite contexte și așa mai departe. Cred că tot ce a făcut Richard Schwarz a fost doar să fie atent la mesajele pe care le-au transmis oamenii cu care el a lucrat, și fără să-i critique, fără să-i judece, s-a lăsat ghidat cumva de universul interior Și-a pus al foarte multe persoane. întrebări. Și-a adresat foarte multe întrebări, a fost foarte curios. Pentru că de multe ori noi încercăm să respingem toate aceste gânduri care vin peste noi și care uneori ne copleșesc. Și el spune că nu în felul și acesta... Și nu noi facem asta, o parte, asta din o parte din noi. Din o, parte din o parte din noi face asta. Face asta. Uh, și spune el că nu așa reușești să scapi. Și ideea da. nu e să scapi, ideea e să te împaci. Cu aceste părți, cum reușim să facem asta. Și să înțelegem acele părți care ne cred încă copii și încearcă să ne apere de diferite situații și contexte. Poate că. E un pic mai simplu de făcut toate aceste lucruri dacă ne familiarizăm cu teoria sistemelor familiale interne și dacă acceptăm că, la fel ca orice altă teorie, e doar o perspectivă, nu surprinde adevărul general uh -huh. valabil, adevărul absolut și așa mai departe. Și Richard Schwarz, tocmai pentru că a fost curios, tocmai pentru că a fost foarte dornic să-și ajute uh, clienții și pacienții, s-a lăsat ghidat de ei și a realizat că mulți dintre noi, atunci când împărtășim o dificultate, atunci când punem în cuvinte, ceva ce ne copleșește, avem tendința de a spune că o parte din mine nu vrea să fac asta, o parte din mine nu vrea să iasă din această relație sau o parte din mine vrea să rămână în această relație, o parte din mine spune că nu poate să renunțe la consumul de alcool, o altă parte din mine spune că sunt prea obosit să mă ridic acum din pat să fac sport, o altă parte din mine îmi spune că lască, până mâine dimineață mai este foarte mult timp, pot să stau în această noapte să mă uit la mai multe episoade din serialul meu preferat. Și de cele mai multe ori, psihoterapia, mai ales psihoterapia tradițională, îi încuraja pe oameni să aibă o atitudine mai degrabă autocritică, limitativă, punitivă. Nu îi permite acestei voci să se facă auzite. Nu e regulă să faci asta. Nu o să ajungi într-un loc bun dacă asculti aceste voci. Și Aici, Andres Dintricea și să facă lucrurile diferit, să spună, dacă aceste forme de terapie funcționau, acești oameni ar fi trebuit să fie deja vindecați, sănătoși și așa mai departe. Dar dacă nu au ajuns la o calitate a vieții mai bună, înseamnă că aceste metode nu funcționează. Și în loc să îi rușineze pe oameni pentru comportamentele lor care erau cumva mesajele care veneau din partea părților, el a zis, ce-ar fi dacă i-aș ajuta pe oameni să-și conștientizeze aceste părți și aș încuraja să vorbească cu aceste părți. Sau dacă i-aș încuraja să-mi răspundă el la întrebări pornind de la ceea ce ar spune această parte. Și ce a observat el e că imediat lucrurile se linișteau în oamenii cu care el a lucrat. Aceste părți vehemente, aceste părți critice, dominatoare, dacă au fost invitate să facă un pas înapoi, dacă au fost încurajate să se odihnească puțin, au putut să facă asta, însă doar pe ce au fost conștientizate de către persoana în cauză? Mi se pare destul de greu să faci asta, mai ales dacă ești la începutul unui da. astfel de drum și sunt foarte curioasă care ar putea fi primii pași. Poate uh -huh. ne ajuns cu câteva exemple. Și apropo de ce spuneai tu, știu că a dat în carte exemplul unei persoane care suferă de bulimie. El a lucrat foarte mult cu persoane care suferă de bulimie. Și această persoană a înțeles problema, știa ce are de făcut, dar venea acea parte care uh, o făcea o determina să continue pe drumul da. acela greșit și dăunător pentru sănătatea ei. Ce zice Andreea, dacă ne-am duce pe un exemplu, un pic mai concret și te-aș ruga să-ți acorzi un pic de timp uh -huh. pentru a te gândi la un conflict interior pe care îl ai, ceva actual în viața ta, ceva ce nu e neapărat o problemă majoră, dar te e te irită, te... o decizie pe care o ai de luat, um, ceva de genul ăsta. Dar putea să fie chiar ăsta conflictul interior. Care? momentul ăsta în care e o tensiune, o presiune în a găsi exemplu potrivit sau uh, subiectul pe care să-l... Uh, e, e doable. Păi hai să mergem pe asta. Da? Nu știu. Ok. okay. Da, deci, deci ar putea să fie chiar acest moment... Faptul că nu îmi dau seama despre ce am putea vorbi. Sigur, sigur. Pentru că sunt unele, am un, anumite conflicte interioare uh -huh. despre care nu vreau să vorbesc uh -huh. în acest okay. moment. Hai să ne oprim o secundă. Deci spui Așa. că sunt anumite conflicte interioare despre care nu vrei să vorbești, da. pentru că o parte din tine îți spune că, dacă ai vorbit despre ele, ce s-ar întâmpla? Ar însemna să vorbesc despre niște oameni care mi-au făcut niște nedreptăți și nu aș vrea să vorbesc mm -hmm. despre asta. Ok, deci această parte din tine îți spune că nu e bine, nu vreau să vorbesc despre oamenii da. care mie mi-au făcut niște nedreptăți. Da. Ce altceva mai simți? Ce altceva mai e acum. Acum mai fac să mă simt... Adică mai făcut. Mă simt puțin stresată, așa. Aha, e nu... o altă parte care e stresată pentru că n-a găsit exemplu Potrivit, potrivit, ideal, că perfect. Că nu-mi vine acum minte și poate suntem presați de timp. Mm -hmm. O altă parte cu... care îți spune fi atentă la timp, da. pentru că e important să nu consumi timpul gândindu-te și ne găsind exemplu potrivit pentru ce ți-a cerut Așa, de Dar par. apropo de -o nedreptate, chiar astăzi eu mă gândeam dimineață când îmi Și un, am... un pic să nu-ți uiți ideea, Așa. vezi cât de mult te ajută... <laughs> Să, să conștientizăm părțile, uh -huh. să ne dăm un pic de timp, să le acceptăm, ca după aceea să găsim uh -huh. ceva ce e și mai semnificativ. Da, mă gândeam dimineața la un conflict pe care l-am avut mai de mult cu o vecină, mă rog, nu știu dacă e vecină să era doar în vizită. Uh, chiar în momentul în care îl plimbam uh, pe pol, pe cățelul meu, uh, întotdeauna ies cu pungi. Cu pungi. Cu pungi. Uh -huh. Pe vremea când s-a întâmplat acest incident, aveam doi căței, l-aveam și pe Chido, și mergeam liniștită pe ale cu căței mei mici și o doamnă de la geam, veneam așa cumva pe alee, care se intersecta cu alte ale, a început să urle după mine, deși eu veneam de aici, a început să urle după mine, să strâng după câini, dar era, resturile erau resturile altor câini. Erau resturi foarte mari, mm -hmm. dacă de la niște câini mai... În altă parte, pe drumul pe care nu eram, și au început să urle după mine, de la geam, să strâng. Ceea ce mi s-a părut foarte urât din partea ei, mă deranjează și pe mine foarte tare să văd că oamenii nu strâng după câinilor, foarte tare mă deranjează, poate chiar mai tare decât pe cei care n-au câini, pentru că, uh -huh. uite, aici încă mai găsim o parte din mine care se gândește că uh, fix asta se poate întâmpla. În momentul în care trec cu câinii, unii pot crede că eu nu am strâns după da. câinii mei. Și a fost foarte umilitoare și urâtă discuția aceea. Adică, uh -huh. dacă m-ar fi rugat, am strâns, deși nu era sănătatele la mei, dacă m-ar fi rugat, văzând că am câini și că am pungi, să fac asta, mi s-ar fi părut ok, decent, și pe mine mă deranjează să văd resturi. Dar felul în care a făcut-o, deși știa că nu am trecut pe acolo, că doar era la geam, și a început să urle de la fereastră după mine... A fost, mi s-a părut uh, foarte urât și m-a deranjat foarte tare. Și uite că eu mi-am amintit dimineața asta când da. cel plimbam pe pol de acest incident. Și spui, dacă, dacă am auzit bine, că a fost o parte din tine care s-a simțit umilită. Da. A fost de asemenea o parte din tine care ți-a spus, adună, Andreea, acele resturi indiferent de uh, adună, să mai urle asta uh... aici. Mm -hmm. Poate, poate a fost o parte din tine care s-a simțit și amenințată de vocea respectivă, de critica care a venit din partea vecinei sau a doamnei posibil, respective. Posibil, A mai fost vreo parte pe lângă acestea care... O parte nervoasă. A fost și o parte nervoasă da. sau frioasă, care Frustrată. a simțit că e o nedreptate <laughs> da, și că nu am de ce și să Am simțit cred asta. că și frustrare, pentru că nu puteam făci nimic. Singura, adică nu știu dacă asta era singura variantă, dar ar fi fost și varianta în care să mă cer cu ea, să da. fiu la nivelul ei, dar mm -hmm. am preferat să închid conflictul mm -hmm. și am. Uh... Deci am mai fost încă o parte care ți-a spus, Andreea, nu ai de ce să cobori la nivelul acestei femei. Da. Uh, tu ești mult mai evoluată de atât uh, <laughs> sau cine știe ce mesaj. Era și abort. o doamnă mai în vârstă. Mm -hmm. Cu care dintre aceste părți ți-a fost cel mai greu? Uh, partea de, de nedreptate. Cu partea de nedreptate. Partea în care am fost acuzată de ceva ce nu am făcut. Uh -huh. Deci, partea în care cineva din exterior te-a acuzat de ceva ce nu ai făcut. Uh -huh. Și cum am putea numi această parte? Nu știu, ajută-mă. <laughs> Ia să vedem. Ar putea să fie copilul tău interior, care s-a simțit. Probabil neascultat. Neascultat, învinuit pe nedrept, acuzat și așa mai departe. Au fost multe alte părți, așa cum le-am enumerat, care au avut funcții protective, care ți-au spus adună resturile respective, nu te certa cu doamna respectivă că nu ai de ce, deci toate au fost foarte bine intenționate. Și această parte a copilului interior, ea cum crezi că s-a manifestat? A avut spațiu în momentul respectiv sau. Nu cred că a avut suficient spațiu, uh -huh. pentru că am acționat rapid și probabil că, într-un fel, îmi doream ca o parte mai agresivă să iasă la iveală și să-i răspundă înapoi femeii. Nici uh -huh. deci nu mai știu. Cred că i-am zis că nu-i. Nu aparține în câinilor mei, să nu se resturile câinilor mei, dar n-aveam cu cine urla și mai tare și uh -huh. încercam să evit uh -huh. treaba asta. Uh -huh. Deci am putea spune teoretic că această parte a copilului interior e o parte exilată, e o parte cu care, cel puțin în acel moment, nu ai vrut să ai de-a face. Au fost alte părți care păreau să fie mai eficiente, mai uh, favorabile momentului. Adică acum mă duc în copilărie unde probabil uneori am simțit că nu sunt văzută, nu de sunt exemplu, auzită, nu? De exemplu. Sigur că copilăria niciunui dintre noi nu a fost perfectă, însă cred că cei mai mulți dintre noi la vârsta adultă, Andreea, putem să ne schimbăm atitudinea față de o parte numită copilul interior și să-i oferim acum mai mult spațiu poate să îi mulțumești părții tale care te-a protejat atunci și care ți-a spus ai de făcut asta și asta, care s-au organizat foarte bine, doar că această parte poate că a ținut un pic la distanță copilul interior. Deci îi mulțumim părții care te-a protejat și în același timp invităm partea care simbolizează copilul tău interior, unul dintre copiii tăi interior, pentru că în AFS se spune că avem mai mulți copii interiori și îi oferi spațiu acestui copil ce și-ar fi dorit această parte, ce-ar fi avut nevoie în momentul respectiv. Să fie apărat. Să fie apărat. Altceva? Să fie văzut, să fie văzut. Uh -huh. Asta cred, să fie apărat. Uh -huh. Să fie apărat și să fie văzut. Ce ar fi avut nevoie această parte planificată, organizată, care s-a descurcat atât de bine? Cred că mi-ar fi plăcut să fiu atât de puternică, să mă țin atât de tare, încât să Efectiv, să nu fac gestul acela, deși, în mod normal, când plim câinii, dacă văd că este ceva în mijlocul drumului, adun chiar dacă nu aparține câinilor mei. Uh -huh. uh, pentru că nici mie nu -mi place să fie. Uh -huh. Uh -huh. Înseamnă te că merg pe stradă și strâng tot ce văd. Da, da. te opresc o secundă. Da. A cui voce e asta? Mi-ar fi plăcut să fac asta și asta? E o altă parte? Sau e vocea sinelui? <laughs> mă gândesc că e vocea sinelui. Uh -huh. Așa așa văd. Pentru că ți-am spus, mi s-a părut urât felul în care a uh, vorbit acea. Da, apropo de nedreptate. Da. Dacă ar fi vorbit frumos și ar fi spus te rog să strângi, a trecut cineva și a lăsat mizeria aceea, ar fi fost uh, foarte decent și uh -huh. de înțeles. Uh -huh. Dar efectiv stătea la fereastră și aștepta să vină cineva și m-am văzut pe mine și a început să urle la mine să strâng. Era, a fost foarte foarte neplăcută uh -huh. situație pentru mine. Da. Asta ar putea să fie și partea ta care a fost umilită uh -huh. apropo de cât de da. neplăcută a fost uh, situația. Și de ce ar fi avut nevoie această parte umilită? Să nu fie umilită. Să nu fie umilită. Să fie respectată. Să fie respectată, da. Să nu fie atacată persoana ta, să, să ni se vorbească cu blândețe, uh -huh. să se vorbească cu uh -huh. blândețe. Cum se simte corpul tău acum pe măsură ce... Acum mai relaxez, dar mă, mă uitam mai devreme la mine, îmi studiam corpul, că sunt destul de prezent așa uh -huh. și, și mă uitam ce s-a schimbat de la... A, A dar, fost un moment în, în care ai fost exenu, mai încordată, la... da. Ce vrei să spui? Adică eu? Adică să vorbim despre mine? Da, La început a fost, într-adevăr, să a fost două ușoare încordare, dar după aceea și mie mi s-a părut că pe măsură ce am uh, făcut acest zoom în sistemul tău uh, interior al părților, te-ai mai relaxat un pic, te-ai mai degajat, te ai început să faci conexiuni între prezent, între trecut, între copilăria da. ta și cred că acestea au fost momentele în care sinele tău a început să se manifeste, <sus> să, să iasă la suprafață. Da. Uh, îmi dau seama că sunt destul de multe situații, mă rog, multe. Au fost Suficient mai multe de situații da. de-a lungul timpului în care, după ce am făcut, mi-au venit în minte replici ce aș fi putut să-i spun, că n-avea dreptate, dar pe moment m-am blocat da. și n-am știut să răspund și să spun, să vin cu toate argumentele pe care le am, real vorbind, dar n-am știut să aplic pe moment. Cumva nu știu să-mi iau apărarea Chiar în momentul în care se întâmplă lucrurile. Uneori. Uneori, uh -huh. da, uneori. Nu întotdeauna. Uh -huh. Învăț. Uh -huh. Dar uneori eu, există momente din care puteam să-i spun asta sau puteam să fac asta sau puteam pur și simplu să las așa, să vedem ce făcea. Dar e cred că e mai puternică partea în care iese rușinea și probabil că aveam în minte și o să iasă alți vecini care o să o creadă pe ea, nu pe mine. Mm -hmm. Că eu am câini, dar se vede deci a fost dacă și facem analiza. Parte care a început între... să se îndijoreze. Cred că da, cred că da. Mm -hmm. Adică dacă făceam analizele și se vedea că resturile acelea erau mm -hmm. cât un câine. Da. <laughs> și, și atât de important, Andreea, să ne amintim că toate aceste părți, chiar dacă au fost neplăcute, inconfortabile, ele au încercat să te ajute. Am încercat să fie în uh, sprijinul tău, în beneficiul tău, în uh, ideea în care ție să-ți fie cât mai bine. De altfel, asta este teoria lui uh, Richard Schwartz, care spune fix asta că toate aceste părți lucrează sau încearcă să lucreze da. în favoarea noastră. Inclusiv acele părți uh, care sunt împovărate, și care ne îndeamnă să ne implicăm în comportamente interpretate din exterior ca fiind negative sau nepotrivite. Și aici e important de știut că Richard Schwartz a lucrat pentru o lungă perioadă de timp cu deținuți, cu persoane care au fost private de libertate pentru agresiuni sexuale, pentru violență fizică extremă. Și aici aș vrea să dezvoltăm puțin și să ne ajung să înțelegem, pentru că E greu să privești un om care e închis pentru crimă sau pentru viol sau pentru pedofilie și să spui că nu există părți rele. Uh -huh. Pentru mintea noastră e greu, da, e greu da. să pliceapă. Pentru paradigma monominte exact. e greu să pliceapă. Pentru, pentru că ne uităm să... la acest om și ce vedem, Andreea? Vedem părțile rele. Vedem doar ce a făcut. Uh -huh. Vedem doar comportamentul, agresiunea și așa mai departe, fără să avem bunăvoința Historicul. sau disponibilitatea de a descoperi istoricul. Și un lucru pe care Richard Schwartz l-a descoperit e că toți acești oameni care au fost privați de libertate pentru astfel de agresiuni au fost copii crescuți în medii disfuncționale, care au fost traumatizați, abuzați și aceste părți care i-au ajutat să supraviețuiască s-au manifestat în acest fel. Asta nu înseamnă că găsim o scuză uh, pentru e, crimă, e pentru viol. E doar o viol, explicație. E doar o explicație și e clar că acei oameni trebuie să facă închisoare și să plătească pentru faptele lor. Dar... Sau poate, poate ar putea mari politicieni ai lumii să găsească și alte modalități prin care să le oferim sprijin și susținerea acestor Am văzut că oamenii. există niște comparații între uh, ce se întâmplă în închisorile din Statele Unite și rata criminalității da. și ce se întâmplă în Europa, în țările nordice, de exemplu, unde există niște programe pentru exact, deținuți exact. și unde uh, e rata cea mai mică de recidivă în rândul deținuților. Deci, cumva... Pentru că dacă... Judeci persoana respectivă și scoți în evidență doar această parte care s-a implicat în comportamentul respectiv, la un moment dat acea parte devine și mai puternică în persoana respectivă. Și intenția noastră exact, e exact opusul, să-i ajutăm pe acești oameni să se conecteze și cu părțile lor nobile, să-i ajutăm pe acești oameni să-și liniștească părțile lor împovărate și să-și evidențieze sinele, care în paradigma acestei teorii, este doar bunătate, iubire, înțelepciune, maturitate, dar pentru că viața acestor oameni la un moment dat a fost atât de dificilă, părțile lor de supraviețuire au preluat controlul. Care sunt obiectivele sistemelor familiale interne? Sunt, dacă bine mi-am că e important de știu că nu sunt specializat în teoria sistemelor familiale interne, însă e o teorie care mi se pare interesantă și se potrivește foarte bine cu paradigma relațională în care eu cred extrem de mult. Și sunt patru obiective. Unul dintre ele ar fi să ne despovărăm părțile și să le ajutăm să iasă din aceste roluri în care ele s-au implicat pentru a ne proteja. Un alt obiectiv ar fi restabilirea încrederii în sinele nostru, în această parte dumnezeiască care există în fiecare dintre noi. De asemenea, o rearmonizare a sistemului interior, să aducem ceva mai multă armonie, să încurajăm aceste părți ale noastre să converseze între ele. Și nu în ultimul rând, să invităm sinele să fie prezent și atunci când vine vorba de interacțiunea cu alte persoane. Asta înseamnă că atunci când văd că partenera mea de viață s-a implicat într-un comportament cu care eu nu sunt neapărat confortabil sau uh, mi-aș fi dorit să facă lucrurile foarte diferit, aș putea să-mi las părțile mele, critice să iasă la suprafață, dar în același timp aș putea să le mulțumesc acestor părți pentru că își fac treaba, să le ajut să se liniștească și eu să mă apropii de partenera mea din dovadă de compasiune și în loc să o etichetez ca fiind isterică sau nebună sau să am această atitudine definită de bunăvoință și să-i spun, mi-imaginez că ți este foarte greu în acest moment mi imaginez că te-ai întâlnit cu o durere emoțională în acest moment. Asta face sinele nostru. Dar de cât exerciții e nevoie să ajungi în acest stadiu? Nu, nu cred că vine foarte ușor și foarte natural să ai atitudinea asta în momentul unui conflict sau în momentul în care cineva de lângă tine e isteric sau poate fi catalogat drept no, care no. nu-și controlează părțile ah. sau nu comunică bine cu părțile. Ah. Da, e nevoie de practică și de exercițiu absolut, cred că indiferent de vârstă, indiferent de statutul nostru, e important să avem aceste conversații umane cu noi înșine și cu cei din jur. Făcând pace cu această lume interioară, e mai ușor să faci pace și cu lumea exterioară? Richard Schwartz așa spune că dacă vom uh, crea această armonie în sistemul interior al părților, atunci această armonie va fi vizibilă și în exterior, va fi parte și din uh, relațiile noastre importante. Și dacă, dacă ne gândim din această perspectivă, are sens, nu? Pentru că dacă, dacă pe mine mă doare foarte tare o parte a corpului, știu, mă, am o durere la nivelul danturii sau mă doare uh, brațul, umărul, și dacă resping această durere și... E o parte din mine care îmi spune că nu ar trebui să sufăr de această durere, pentru că e vinovat XYZ pentru această durere. Asta îmi consumă foarte multă energie. Și vine copilul sau vine partenerul și mă întreabă ceva. Și cum voi reacționa de cele mai multe ori? Într-o manieră explozivă, într-o manieră care nu e deloc prietenoasă. Însă momentul în care conștientizez acest zbucium interior, și îmi dau seama că durerea și suferința fac parte din povestea de viață a fiecărei ființe umane și încerc să accept această durere și mă întreb cum anume aș putea alina această durere. Momentul în care exprim bunătate față de sine, atunci când o să vină copilul sau partenerul să mă întrebe ceva, probabilitatea ca eu să exprim sau să răspund în dovadă de bunătate este crescută. Ajută-ne să tragem și o concluzie și uh, să ne înveți cum putem face primii pași pentru a ne apropia de aceste părți ale noastre și de a le recunoaște în primul rând și apoi de a le împăca. Sunt două exerciții care mie îmi plac în mod deosebit în uh, sistemele familiale interne, în această teoria sistemelor familiale interne. Unul dintre ele e un exercițiu de meditație care ar putea să nu dureze mai mult de 4-5 minute, depinde de disponibilitatea fiecăruia dintre noi. Ideea e doar să ne interiorizăm puțin, să inspirăm, să expirăm dacă simțim că este potrivit, să ne îndreptăm atenția asupra Universului Interior și să căutăm să luăm legătura cu inima noastră, Andreea. Să încerc să-mi imaginez inima și să-mi observ inima, să fiu atent la inima mea și să văd care dintre părțile inimii mele, poate partea de sus, poate partea de jos, e mai încordată sau e mai rigidă sau care parte inimii mele este mai agitată și aproape de fiecare dată voi identifica o astfel de parte. Și următorul lucru e să văd exact Oare acea rigiditate sau acea încordare sau acea tensiune? Ce parte simbolizează? Care e durerea? Care e disconfortul? Și momentul în care fac asta, e atât de important de știut că răspunsul nu vine din cap, nu vine din, din minte. Vine mai degrabă din partea noastră somatică, vine mai degrabă din partea asta cu care de regulă nu suntem conectați. Și cred că odată ce ajungem să reluăm legătura cu inima noastră, Andreea, ajungem să reluăm legătura cu tot ceea ce înseamnă empatie, compasiune și față de sine și față de celălalt. Și e un exercițiu pe care eu încerc să-l fac cât de des pot atunci când simt că sunt amărât, atunci când simt că sunt foarte agitat. Atunci când uh, am în minte tot felul de gânduri de răzbunare, de uh, a face pe celălalt să plătească, am, am nevoie să mă întorc la bunătatea mea, la esența mea, la inima mea. Așa că este un exercițiu care ne poate ajuta. Un alt exercițiu foarte simpatic este acela în care luăm o faie de hârtie sau o agendă. Și ne acordăm câteva secunde pentru a vedea în acel moment care sunt părțile noastre care sunt prezente. Poate e o parte care e nemulțumită de cum a spălat soțul vasele. Poate e o altă parte care e speriată că dacă îi voi spune soțului meu că sunt nemulțumită sau nemulțumită de cum a spălat vasele, va, se va isca un scandal. Și odată ce am conștientizat aceste părți, sigur că ele sunt doar exemple, pot să fie nenumărate părți ale noastre care sunt prezente în momentul respectiv, să încep să am o conversație cu aceste părți. Partea care e nemulțumită să fie întrebată care este teama ta, că dacă acele vase nu sunt spălate corect sau din punctul tău de vedere corect, ce se va întâmpla, care sunt consecințele, care sunt urmările. Partea care se teme că a purta o conversație cu soțul tău pe acest subiect se va întâmpla ceva rău, de ce anume se teme această parte, care este proiecția, care este imaginația care apare în momentul respectiv. Și atunci când îndrăznim să facem asta, deja ne oferim mai multă atenție, deja avem posibilitatea de a ne gestiona un pic mai bine așa numitele impulsuri sau comportamente automate, fără să cădem. Pradă, fără să cădem în capcana negativității, a minimizării trăirilor noastre sau a atitudinii agresive la adresa celuilalt. Sunt doar două exemple, însă în cartea pe care am amintit-o amândoi nu există părțărele, sunt foarte multe astfel Acesta de exerciții. Și ce cărți ne mai recomanzi în zona aceasta? Mai e mai e o carte scrisă de doi autori și unul dintre ei este Richard Schwartz, e terapia sistemelor familiale interne, Dinamica părților noastre interioare în procesul de vindecare și de integrare. Sunt două dintre cărțile de IFS, Internal Family Systems, care au fost traduse în limba română, și cel mai probabil anul viitor se va traduce o altă carte, tot la editura pagina de psihologie, scrisă de Richard Schwartz, care este cu aplicabilitate pe relațiile de cuplu. Cum putem lucra cu părțile noastre pentru a ne proteja relațiile de cuplu. Ce interesant, de aștept. Mulțumesc tare mult, Gașpar. Mulțumesc și eu, Mai ai pus în niște situații așa inconfortabile, dar lucrez la asta. E o parte din mine, nu? Exact. Și asta. Exact. Mulțumesc tare mult. Pe data Mulțumesc viitoare. și eu. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, mulțumim eu în România pentru susținere, cu multe alte informații și sugestii practice despre relații, cuplu, parenting, dar și o colecție impresionantă de cărți, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro și pe platformele noastre de social media. Toate bune, pe curând!